Episode. Înainte de a începe videoclipul, vreau să vă anunț că mutăm pagina de Facebook pe Instagram, în sensul că de acum vă voi ține la curent cu noutățile legate de canal în mare parte pe Instagram. Așa că dacă vrei să fii la curent, dă un follow la ScienceFact616. Salutare! Majoritatea probabil deja ați auzit despre acest bărbat care a apărut în visele mai bine de 2000 de persoane din toată lumea. Informații pe care o avem datorită lui Andrea Natela, care a schițat chipul acestuia în iarna anului 2008. Există foarte multe șanse ca cineva care vizionează clipul chiar în secunda asta să recunoască chipul masculin din propriile sale vise. Imaginea unui individ ce și-a făcut apariția în visele lui Andrea Natela aparent este recunoscut de alte persoane din colțuri opuse ale lumii. Tocmai din acest motiv a fost creat site-ul thisman.org, ce are ca menire identificarea personajului. Surprinzător sau nu, pot să demonstrez că totul este fals. Nu există un om care apare în visele tuturor, nu există statisticile de mai devreme și Andrea Natela nu este un geniu italian care a descoperit ceva paranormal. În realitate, acesta e cunoscut și sub numele de Luther Blissett și în 2003 acesta a creat un site dedicat știrilor false și legendelor. Și acum, în ciuda faptului că știm că povestea lansată de Andrea Natela nu e altceva decât fantezie, de ce unii dintre noi continuă să vadă în această imagine pe cineva cunoscut? Ei bine, din același motiv pentru care acest Spider-Man pare că poate dansa pe orice melodie. Este Spider-Man un dansator atât de bun? Nu neapărat. Conform lui David McCauley de la Universitatea din Michigan, creierul uman se concentrează mai mult pe momentele de sincronizare ale animației cu orice melodie a spune decât pe momentele când, evident, nu se sincronizează. Stimulul auditiv influențează percepția vizuală. Așa că, orice melodie ați alege, pare că se potrivește aproape perfect cu mișcările repetitive de dans ale lui Spider-Man. Din același motiv, tindem să asociem desenul bărbatului din vis cu diverse imagini pe care le-am visat în trecut. Onirologia este studiul științific al mecanismului și conținutului visului, încercând să identifice modul în care creierul funcționează pe parcursul acestuia. Totuși, scopul este de a analiza cantitativ procesul viselor, nu de a le analiza semnificația. Sesizăm că oamenii visează oarecum împreună și prin împreună mă refer la faptul că noi visăm evenimente, scenarii foarte similare și ne întrebăm dacă există vreun motiv anume. Dr. Joseph Mengele a făcut extrem de multe atrocități pentru a studia similaritățile dintre gemeni, experimente secrete cu scop necunoscut, ce implicau măsurători ce puteau dura și câte 7 ore pe zi, recoltări de sânge, infectarea intenționată cu diverse boli sau chiar operații fără anestezie. Sute de perechi de geme din Auschwitz au fost sacrificați pentru a se ajunge la o concluzie definitivă. Experimentele nu s-au concretizat în nimic, ba chiar au produs mai mult rău. Eva Moses Scor este o româncă născută în 1934, care a supraviețuit experimentelor lui Mengele, însă cu toate acestea, există în corpul său și în ziua de astăzi bacterii neidentificate și foarte periculoase. Acestea fiind spuse, cu toate că nu s-a putut dovedi o legătură deosebită între frații gemeni din urma experimentului, poate că modul în care aceștia visează ne poate arăta mai multe. Situațiile în care gemenii, adică două persoane diferite, visează exact același lucru exact în același timp, sunt prea rare pentru a fi luate în considerare și oricum ar fi incluse la coincidențe. Marjorie Runyan a studiat diverse cazuri și, la sfârșit, statisticile arată că gemenii sunt predispuși să aibă vise ce conțin elemente asemănătoare. Aceasta s-a ajutat de scala Hall van de Kassel și a descoperit că 44% din visele gemenilor conțin și perechea acestor aniele, spre deosebire de frații normali unde procentul este de 19%. Relația dintre gemeni, care teoretic este mai puternică decât relația dintre orice alte două persoane, nu influențează direct modul în care noi visăm. De ce totuși împărtășim aceleași vise? Visele sunt o formă de imaginație involuntară, ce constă într-o succesiune de imagini, sunete, idei și emoții, ce apar majoritar în timpul celui mai adânc stadiu de somn, REM, Rapid Eye Movement. Acest subiect nu a fost foarte studiat înainte și asta pentru că nu poți cuantifica un vis. Conform doctorului Robert Stigold, omul are în inconștient probleme ce l-au măcinat în timpul zilei, așa că visele pot reflecta încercările creierului de a descoperi legături între amintiri și a le face mai utile în viitor.
Tocmai din acest motiv există vise recurente, care au loc de mai multe ori. Personal am avut într-o perioadă foarte des vise legate de scări, fie că mi-era imposibil să le urc, structura acestora fiind paradoxală, fie că le urcam, dar nu reușeam să găsesc ușa de la apartamentul meu. La o cercetare mai atentă, milioane de oameni visează același lucru, ceea ce, din punct de vedere simbolistic, reprezintă neputința de a trece peste o greutate în viață sau sentimentul de neafiliere. De cele mai multe ori, coșmarurile sunt recurente pentru a te face să treci peste o anumită frică personală. Antti Revonuso, un specialist în științe cognitive de la Universitatea din Turku, Finlanda, consideră că strămoșii noștri au rezistat în mediul extrem de periculos în care trăiau, mulțumită acestor coșmaruri, care le ofereau un fel de antrenament. Însă dacă oamenii visează împreună, visează aceleași lucruri în circunstanțe asemănătoare, este posibil ca doi oameni să fie în același vis, simultan, adică două persoane să poată interacționa una cu cealaltă pe parcursul visului. Group dreaming este termenul folosit pentru acest fenomen teoretic și în anii 80, The Lucidity Project a încercat diverse experimente care să aibă ca rezultat un vis comun între membrii experimentului. Linda Magellan povestește în articolul Mutual Lucid Dreaming despre un anumit vis pe care l-a avut în timpul proiectului. Aceasta a interacționat cu o persoană care părea a fi un coleg de proiect și anume Eric Snider, dar care s-a prezentat sub numele de Jeremy Taylor. La sfârșitul zilei, Eric Snider a raportat că în visul său a întâlnit-o pe Magellan și un alt coleg care, după cum vă așteptați, era Jeremy Taylor. Visul nu reprezintă întotdeauna ceea ce am gândit pe parcursul zilei și fie el un coșmar sau un simplu vis, omul poate vedea peste iluzia acestuia și intra într-o cu totul altă lume. Lucid dreaming reprezintă visul în care ești conștient de faptul că dormi și că tot ceea ce vezi este o reproducere a imaginației tale și, fiind posesorul visului, poți manipula mediul în ce fel dorești. Acest termen a fost stabilit de Frederick Van Eeden în articolul său A Study of Dreams din 1913. Dar, din nefericire, dacă omul își poate controla în anumite situații imaginația involuntară și imaginația poate avea efecte negative în realitate. Sleep paralysis sau paralizia din somn este momentul în care ceva merge prost în stadiul de somn REM, ce cauzează trezirea din vis a creierului, dar nu și a corpului. Acest fenomen este însoțit de halucinații, care de obicei includ o persoană străină sau o entitate ce vrea să facă rău omului. Episoadele pot dura câteva secunde sau câteva minute, în funcție de fiecare organism, ceea ce dovedește din nou complexitatea creierului uman. Astfel, observăm cum oamenii au vise similare, asta cel mai probabil din cauza unor probleme sau emoții comune. Omenirea a fost interesată de semnificația acestora încă din trecutul îndepărtat. Sumerienii au lăsat primele indicii despre vise încă din anii 3100 înainte de Hristos. Egiptenii își notau visele pe papirus încă din anii 2000 înainte de Hristos, așa că visul nu mai este un subiect de actualitate și probabil va mai dura încă pe atât ca ceva concret să se descopere despre tot procesul prin care gândurile noastre trec până la proiecția lor în vise. Timp care, după părerea mea, își va merita așteptarea. Mulțumesc pentru vizionare. Pe data viitoare!